a avut o primă problemă. Am spus eu cine este urmă. Da. Unghiul făcut de axam și serolatul dreapta. Dacă ar fi fost unghiul făcut de dreapta, de graficul funcției, cu axa ordonatelor. Ar fi unghiul OAB. Deci unghiul făcut de ea cu axa ordonatelor, cu axa inicial, O, A, B. Dar de cele mai multe ori, autorii nu pun problema așa, ci unghiul făcut cu axa inicial. Ca asta se mai numește panta dreptei. Felul încât e inclinat ea. Dar mai zis că ai egal cu Y cu 2 minus Y cu 1, sau nu X 2 minus X 1, supra Y 2 minus Y cu 1, nu? Așa. Y 2 minus Y. Primul. Atâta au opus, supra că atâta la toată. Sunt diferite. Da, da, da. 6, da? 6 nu mai este. Subiectul... Deci, ăsta... Subiectul 3. Subiectul 3. Da, da, facem subiectul 3. 5 probleme. Am citit o cuantă de rătăță. Și când renunța la vis, e continuu să dormi. Așa. Asta se întâmplă de la masă. Da. Exact. Continuu să dormi. Da. Subiect al treilea. Acum problemele acum. Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. Problema 1. În figura alăturată este schița unei grădini în formă de trapez dreptunghi, A, B, C, D. Măsura unghiului A din unghiul de grad și diagonala AC, perpendiculară pe BC. Trapez dreptunghi, da? Dreptunghi în A. Bun. Deci, ce importă să avem? A, B, C, D. A, B, C, D. Trapez. Măsura unghiului A din 90 de grade. Al și desă. A, O, E, C, nu, da? B, A, da. C și D. Zice că A, C este perpendiculară pe B, C. A, C. Perpendiculară pe BC. Aproape să fie așa. Da. AC, perpendiculară pe BC. Și măsura unghiului A e de 90 grade. Și AU aici. Și de UA de 90 grade. Și CU aici 90 grade. Da. Și de UA. Și de UA tot de 90 grade. Sigur, da. Se cunosc lungimile AB de 20 de metri. AB de 20 de metri. Și AD 8 metri. Merge. Se cere A mic. O mică. Lungimea laturii DC. DC e altcine. Da. DC mai mic decât AD, zice. DC mai mic decât A. AD. AD. Așa e și la noi. Așa e și la noi. DC mai mic decât A. D. Și la B, calculați cât la sută. Cât la sută din area suprafeței ABC este area triunghiului ABC. Deci cât la sută din area suprafeței ADC este area triunghiului ABC. Cât la sută? O să scriem cât X la suprafeței ABC. Să înțelegi bine. Cât la sută reprezintă area triunghiului ADC din area CB. ABC, da. Mai citești o dată. Deci, calculați cât la sută este area suprafeței ADC, ADC din area triunghiului ABC. ABC, da. Deci, cât la sută reprezintă asta din asta? Deci, cât la sută reprezintă asta din asta? Ce relație vreau să scriu aici? La sută ori are triunghiul ABC cu area. Egal cu area lui? ABC. Atenție! Ai citit bucată. ABC. Mai încă o dată. Deci, cât la sută din asta reprezintă asta? Așa am înțeles eu. Cât la sută? Cât la sută este area suprafeței ADC din area triunghiului ABC? Deci atunci, pe la sută
din el egal cu asta. Rezultatul ăsta. Noi avem acele de la negații, ca zice, P la 100 din X egal cu Y. Da? Da. Și asta s-ar traduce în cazul nostru. X este triunghiul, triunghiul A de-a triunghiului. A, BC. Și Y-ul, rezultatul, după ce lucrează procentajul, da, este A de-a triunghiului. A de C. Și acum, chiar asta este. Și mai avem la urmă, scriem la BM mai mult. Mai bine rezolvăm în la deci aici, să spunem, relația asta, care da. Scris pe la 100. Din X, când o avem acolo, din, de la mine. Din area lui A, B, C, egal cu area triunghiului A, B, C. Deci tradus în relație matematică, asta trebuie să facem. Da. Și mai avem și C-ul, dar e foarte mult de zis, întâi să facem A și B. Să facem cu celelalte, da. Bine. Deci, pe figură A de 8. A de. De 8. Da. Și A de 20. A B 20. Da. Hai, Maria. Ce să facem acolo? Alo. Bună seara. Sunt la lecții de matematică acum, sunt în direct la problema generală, după ora 10 este acolo. Bine. Și vedem încă o dată. Deci asta e de 8. Da. Ce mai am? A de 8, A, B, toate de 20, cam atât. Ducem lățimea din C pe AB. Lățimea din C pe AB. Iar la aici. Asta e 8. Da. Înălțimea într-un dreptunghi egal cu C iar la 2 să fie egal cu R ori U. C iar la 2. Da. Egal cu R ori U. R ori U. Eu nu știu ce e la 2, deci lățimea la pătrat. Lățimea la pătrat egal cu R ori U. A, B, O, R, B, este corect, da? Da. Într-o triunghi de triunghi, pătratul înălțime este egal cu rostul unui segment de dreptate. Bun. Deci, începem de o parte. Și spunem, triunghiul A, C, B, în care avem măsura lui C egal cu modul de egalitate, ne permite să spunem că C e la la pătrat, da. Egal cu A, E, ori este B. Mai avem... Ce ce înseamnă? Hai să traducem. A, E, ori B. 64. A, E, ori E, B. Egal cu 64. Și pe de altă parte, A, E, plus... E, B. E, B. Egal cu 20. Da. Îți poate din a doua pe E, B. Da. Ca, pentru comoditate, notăm A, E, plus. Miruna. A, e un mai schimbă asta. X plus Y egal cu 64. Așa. Și plus Y. X plus Y egal cu 64 și X plus Y egal cu 20. X egal cu 64 pe Y. Din prima. X egal cu 64 pe Y. X egal cu 64 pe Y. Y. 64 pe Y plus Y egal cu 26. Aș făcut altfel aici. Nu puteți ce facem. Nu, nici nu-mi interesează. Și că asta e ei, domnul profesor. E ei. Nu mă interesează. E așa a fac. Acolo eu îi scoteam 20 de zile, domnul profesor. Scoteam mai repede eu. Vedeți, da? Da, ea merge pe varianta mea. Te respect. Ea merge pe greu. Deci, X-ul merge aici și spui greu. Hai să faci pe asta. Nu? Nu, am mai dat-o profesor. Deci, aici m-a dat pe Y. Am și eu. Am și eu. Deci, aici m-a dat pe Y. Nu sigur. Ce-a spus, domnule?
Ce înseamnă? Amplificăm Y cu Y și 20 cu Y. Da. Simplificăm Y cu Y? Nu, amplificăm Y cu Y și 20 cu Y. De 64 plus Y. 64 plus Y pătrat egal cu 20 cu Y. Scădem Y pătrat egal cu 20 Y minus 64. Y pătrat. Egal cu 20 Y. Nu e poate. Vreți fac cu Y 1, 2, n-ai ce să faci. Eu fac acum tot spui tot. Exact. Și Y pătrat, dar mergi cu una, 20 Y în una. Plus 64. Plus 64, egal, ți-a zis. Vorbim aceea, mă, ce facem. Și aici, acum... Așa să m-am pus cu delta, nu? Sigur, neapărat. Sau de ce vedem cât fac o chestie? Nu, nu le dau. Și zicem, Y cu delta, mie, acum, Y delta egal cu... Nu? Delta e B pătrat minus 4 C. Nu radical. Da, nu deci B pătrat minus 4 AC. Și egal mai multe parte. Domnul Zorbu, îmi trebuie să-l pentru mine. Faceți cu delta dumneavoastră. Nu fi 16 plus 4? 16 plus 4? Nu. Nu e 16 plus 4, e 16 plus 4. Bine. Nu e 16 plus 4, e 16 plus 4. Deci face B pătrat minus 4. Ce care înseamnă B-ul la noi 20 la pătrat 4 sub. Minus 4 ori 1 ori 64 și face 4 sute zi, pe urmă, pe urmă și mai bine. 400 minus 464, 248. 248. Și 2, 5 și 1, 154. Nu, 144 pe astea. 144. 256. 256. Da, e egal cu 2. Și zicem Y cu 2. Da, Y egal cu minus Maria, minus B, plus minus... Minus radical de delta sub 2A, adică 2. Și totuși, da, 2. Și odată Y-ul egal cu... Deci vine 20. Merge cu alta cu plus 12 sub 2. 16. Iar Y2, cea de-a doua, 20 minus 12, cu fractură și egal cu 4. Deci soluțiile sunt 4 și 16. De fapt, sunt cele două valori, X-ul și Y-ul. Suma și produsul. Cu alte cuvinte, sigur că dacă e observat treaba asta, creează la ecuația asta de gradul 2, și ai văzut ce numere, între ce numere adunate, facă 20 și mulțite, să fac 64, 4, 16 și fac 64 și 4 și cu... Perzi, nu mai perzi timpul ăsta. E câștigat rapid. Dar acestea, de fapt, înseamnă de aici. Ce numere adunate să facă 20 și mulțite să fac 64? De unde? De aici, pe loc. Vezi, X egal cu 4, Y egal cu 16 sau... Păi de bine, X egal cu 16 și Y egal cu 4. Și sigur că acum cu X și Y n-avem aici... Dar având în vedere că de ce este mai mic? De ce? De ce e mai mic? Având în vedere că de ce e mai mic, deci de ce... De ce este aer? Da. Deci cel mai mic luăm aer. Care e cel mai mic? 4. Deci X egal cu 4. Aici se face... Aici este selecția. Pentru că este asta. Și aici nu poate să fie. Așa că, de ce este cât în problema acum? De ce 4. Este 4? Și... A este 4, A R e tot 4. A e tot 4. 4 deci... Asta este R, 16, 8, 16 aș putea să aflu și cu asta. Bun, dar rog să vedem ce cere, nu ne mai cere... Nici în așa. Cât la fundul din aria lui ABC reprezintă aria. Facem aria lui ABC, facem aria lui ABC. Sigur. De ce? De ce? De ce? De ce? Să-l aflăm. Da, are
ABC este egală cu 8 ori 20 spre 2. Are lătrimi la ABC, da? ABC. Am zis-o la ABC. ABC. Este egală cu 8 ori 4 spre 2. 16. 16. Centimetri pătrați. Are ABC. Este egală cu 8 ori 20 spre 4. Și egală cu 40. 8 ori 20 spre 4. Și egală cu 40. Centimetri pătrați. Cât la mâini și spre 4? Supra 2. Iertați-mă. Supra 2. Supra 2. De apoi. Sorry. Și acum 10. 80. Face 80. Atenție, cu 80. Și acum, cât din pe la 100 egal cu ADC? Adică nu cum ești pe la 100. Pe la 80. Pe supra 100. Supra 100. Pe supra 100. Ori 80. Ori 80. Și cam 60. Da, cu 60, nu? Da, ridicăm și noi pe acolo. Deci, iată, 4, 6, 5, 4, 16, 4, și vine pe la 100, pe la 10, da? E cam 20, 5, dacă știu formula. Cât? 5, 4, 20. Și cum tu zici așa la AC? Suprafața ACD. Pe suprafața ACD sunt plantate trandafiri, iar pe cea a drumului ABC sunt plantate la LED. Trandafir? La lene. De ce? Trandafir. Dincolo la lene. Trandafir. Și dincolo la lene. Și zice așa. Un fir, un fir de trandafir. Trandafir. Nu știu la lene. Bun. Un fir de trandafir are nevoie de 0,4 metri pătrați. Iar pentru alea sunt necesari 0,2 metri pătrați. Pentru a avea 0,4 metri pătrați, avem nevoie? Da. Și pentru a avea 0,2 metri pătrați. Dacă un bulb de trandafir costă 7 lei și unul de la lea 2,5, aflați costul total pentru plantarea florilor. Așa. Dar aici, în metri a fost pătrați? Da. Aici metri deci, pătrați? Da, metri. Și atunci iată, centimetri și metri. Metri pătrați și pată cu metri. Să vedem cât are nevoie de trandafir? Deci un trandafir are nevoie de 0,4 metri pătrați. Deci un trandafir. De la 0,4 metri pătrați. 0,4 metri pătrați. Și atunci la 6 metri pătrați. Da, 0,2 metri pătrați. Bun. Și acum ne ducem, zice că un trandafir costă 7 lei, dacă 7 lei. 7 lei și celălalt 2,5. Și ce e costul? La alea 2,5. O, la alea 2,5. 2,5. Într-un viu adică cât costă plantarea? Într-un viu adică sunt plantați trandafiri. Adică trandafiri, da. Deci, triunghi. Adică? Nu. Da, are atunci. Are egal cu 16 metri pătrați. Egal cu 16 metri pătrați. Cum e un trandafir 4, 0,4 metri pătrați. Egal cu 16 metri pătrați. Egal cu 16 metri pătrați. Este echivalent. 40. Ca și cum ați spus, 60 metri pătrați. Da, egal cu 40 metri pătrați. Aria frumilea bucă egală cu 80 metri pătrați. Totuși, nu-i corect existarea de îngrea de câteva cu 6 metri pătrați împărțirea 0,4. Noi nu ținem 10. Nu. Ai dreptate. Deci, scrim amiga și acum ați spus numărul de trandafire. Da. Deci, după ce am scris asta, atunci număr trandafire. Egal cu 40, acum așa. Egal cu 16 împărțit la 0,4, care dau 40, așa de plinit. Și cum ați luat la 80 metri pătrați. Împărțit acum numărul la 80 împărțit la 0,2. 80 împărțit la 0,2. Să ne lasă cum împărțit la 2. Egal cu 80 împărțit la 0,2. 160. Nu?
Nu, 400 de la 100 la 2 vine. Vine 800 de părți la 2, facem 400 de părți. Bun. Așa, în numărul de la filor sunt 40, deci facem 40 la 7. Deci, preț. Preț, în cost total. Da, a fost total. Așa vă numim, dar cost total. Total. Era cu 240 ori 7 plus 40 ori 7 40 ori 7 plus 400 ori 10 ori 2 280 plus 1000 1000 de data 280 plus 1000 și era cu 1280 faci ceva de lucru 1280 lei euro. Am înțeles. Și acum am avut și problema care... Toată problema am făcut. Gata. Am luat în mobile. Am așa plecat tot prețelor. Să-l urmărească, 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 să-
De fapt, așa ne ajută. Asta este tot aspectul. Sigur. Și ajută și prietenii la rândul lor. Da, ajută și pe ei. Da? Și ne ajută și pe noi, dând mai și share. Dar,